Bun găsit, dragilor, vă pup și vă invit să vedeți alături de prietenii noștri de la MaxBet un nou episod dintr-un podcast la alt nivel. Și pentru că vorba multă, mult aduce, dar nu de unul singur, trebuie să am un invitat și am un invitat de marcă, un invitat la alt nivel, cum ne place nouă să spunem. A fost unul dintre cei mai importanți jucători de tenis ai țării noastre, a ajuns până pe locul 26 ATP, deloc puțin lucru dacă ne uităm la ce se întâmplă astăzi în tenisul românesc. Și acum încearcă să găsească poate un nou jucător ca el sau de ce nu, unul de nivelul celor pe care i-a întâlnit în carieră, pentru că i-a întâlnit și pe Federer și pe Nadal și pe Djokovic și pe Wawrinka, dar o să discutăm mai mult cu Victor Hănescu. Te salut, Victor, și bine salut, ai venit. Costin. Mulțumesc pentru invitație. Cum e cu Academia? Pentru că vorbeam înainte să începem podcastul. Ai deja 6 ani de când ai început cu Academia și primul lucru, spunem dacă e puțin mai ușor, că mă gândesc că la început a fost destul de dificil. Da, așa este. A fost mai greu la început. Orice început este greu și în performanță și într-un business și în orice lucru care vrei să-l faci, începuturile sunt mai dificile. Dar după 6 ani pot să spun că lucrurile merg bine. Sunt într-o locație unde pot să mă desfășor. Am construit deja o echipă de antrenori, un proiect frumos care mă reprezintă și în care am investit timp, am investit bani și încep să văd rezultate, adică avem sportivi tineri care vin, pe care i-am crescut de câțiva ani și încep să văd rezultate. O să discutăm și de bani, că sunt foarte curios câți bani ai băgat, dar spune-mi întâi, la început foarte greu a fost să găsești locație, mă gândesc, nu? Și să ai niște terenuri ok pe care să se poată antrena copiii. Da, la început practic am închiriat sau am subînchiriat în București, unde am găsit. Am început în câteva locații în București până am reușit să ajung în complexul studențesc Tei. Acolo sunteți acum, nu? Da. Deci, practic, am subînchiriat, am pornit așa mai ca la orice început sau în orice business, îți închiriezi o locație și ușor, ușor lucrurile au început să meargă. Au venit copii, am făcut o echipă solidă de profesioniști, am adus toată zona asta de mental coaching, de psiholog, de nutriție, pregătire fizică specifică pentru tenis, antrenori buni și lucrurile s-au pus în mișcare. Câți copii aveți acum? De la câți ai început și câți copii aveți acum? Am început cu vreo 10 copii și acum suntem undeva la 100 de copii. Aici vorbesc de copii mici de la mini-tenis, 4-5 ani, care vin să înceapă tenisul, să cunoască ce este tenisul, să facă primii pași în tenis, până la sportivi de performanță, Cezar Crețu, sportivul cu care lucrez acum și care este locul 400 în lume, în ATP. Deci avem o plajă mare de sportivi, avem și sportivi care vin special pentru a se pregăti în ideea de a merge către un college, către o facultate în Statele Unite. Deci avem și zonă de agrement, bineînțeles, unde vin și tineri și adulți să învețe tenis, să joace de plăcere. Dar tu în continuare plătești un fel de chirie, nu? Pentru ceea ce folosești, da, acolo, nu? Plătesc o chirie, da. Ai avut un ajutor? Și nu mă refer la sponsor sau la oameni pe care i-ai adus tu sau ai putut să-i aduci. Mă refer la un ajutor din partea statului și dacă ar fi normal ca statul să se implice în astfel de proiecte. Am avut o colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului și acum cu Ministerul Familiei. Ei m-au ajutat cumva să intru aici în complexul studențesc Tei și să am cumva o siguranță pe aceste terenuri unde îmi desfășor activitatea. Dar a fost destul de greu acest demers în a putea desfășura activitatea. Adică cumva cred și ar fi de ajutor, nu numai cu mine, cred că și cu alți sportivi, ca ministerul sau ministerele să se îndrepte către sportivii care au făcut performanță în țară și să-i ajute în a-și dezvolta, dacă ei doresc asta, în a-și dezvolta proiecte personale. Pentru că prin astfel de proiecte putem da mai departe fiecare în domeniul lui
acea experiență importantă care am acumulat-o fiecare în activitatea respectivă. Din ce știu, prin Europa se mai practică să fie, nu știu dacă ajutați sportivii, dar oarecum susținuți dacă vor să... Exact, nu zice nimeni să-ți dea neapărat pe gratis sau să... Pentru că ca sportiv am făcut niște bani și vreau să investesc în continuare în tenisul din România, dar de exemplu și acum îmi doresc să construiesc un teren de hard, pentru că în România sunt foarte puține. Și atunci e nevoie de puțină deschidere. Dom'le, vreau să construiesc aici, haideți să ajutăm, haideți că nu fac, știu, restaurant, adică investim în sport, în a da mai departe ceva către țară, către populație și sport de agrement și sport de performanță, tot este o formă benefică de mișcare. Dar de ce crezi tu că e atât de complicat la noi? Sau facem noi lucrurile să fie mai complicate? Adică n-ar fi normal că avem, vorba aia, avem niște vârfuri în mai multe sporturi, slavă Domnului. De exemplu, nu știu, vorbim de tenis, Ion Țiriac și Ilie Năstase. Cred, nu știu, sau poți să ne spui tu, au vrut probabil să construiască vreo academie uriașă sau îți dai seama ce ar fi putut să facă în București. Da. Două astfel de nume. Și nu avem așa ceva. Da, nu avem acest lucru. Aici iarăși este o... Știu că Ilie Năstase a primit un teren foarte mare în București unde ar fi trebuit să facă o academie de renume și, din păcate, nu prea s-a întâmplat lucrul ăsta. Aici, iarăși, poate fi un semn de întrebare când cineva primește un teren extraordinar de mare și nu prea se întâmplă nimic și alții vor să facă, să construiască și nu sunt ajutați. Dar ai avut discuția asta cu cineva, apropo? Am fost și la minister, am vorbit. Ministerul cât de cât au încercat să mă ajute și m-au ajutat aici, dar într-o formă limitată și oricum apreciez în situația în care sunt, dar clar că lucrurile pot să meargă într-o direcție mult mai bună. Și numai în cazul meu și în cazul altor sportivi. Mai avem tenismeni care au făcut performanță, care ar putea la rândul lor să-și creeze o academie, un club și să dea mai departe și atunci, dacă avem 4-5 centre de genul ăsta, manageriate de oameni care au făcut performanță și care își doresc să facă asta, e clar că pe urmă putem să vedem rezultate sau să nu ne mai întrebăm de ce nu avem tenismeni sau de ce nu există la momentul ăsta în top 100 jucători români. În opinia ta, și nu vorbim doar de tenis, dacă vrei putem să vorbim și despre gimnastică, fix același lucru, adică să găsești o sală ca lumea de antrenament sau de concurs în România este extrem de complicat. De ce? Adică vorba aia, încă o dată spun, sunt niște oameni care au adus niște performanțe și pe care îi cunoaște întreaga planetă, care ar fi putut în România doar prin numele lor să aducă zeci de mii de copii la antrenamente. Și parcă stăm așa, adică vorbim, ne văităm, uite că nu avem performanțe, uite că am putea să facem nu știu ce, dar rare ori se întâmplă ceva. Nu știu, probabil că și legile nu ajută sau anumite, nu știu, baze sportive, nu știu, sunt în administrarea, uneori sunt la minister, uneori sunt la primărie, lucrurile sunt complicate. Unii oameni poate vor să ajute, dar se lovesc de niște legi și atunci devine totul mai dificil. Sau am mai primit răspunsuri, domne, nu avem legea și trebuie să așteptăm nu știu ce contract și aștepți, mai trece un an, mai trec doi și uite așa, timpul trece și lucrurile nu prea ies. Dar eu cred totuși sau sper că în următoarea perioadă oamenii care sunt în aceste funcții să-și dea seama că cumva totul trebuie simplificat, adică nu putem să mai stăm, vine un sportiv care a făcut performanță, are bani, vrea să bage bani într-o bază sportivă, să facă lucruri curate, nu putem să mai stăm, să ai, domne, ani de zile ca să vedem, da, domne, ia baza, fă-o, semnează că o să investești niște bani, semnează că asta o să faci acolo și dă drumul la treabă, adică lucrurile ar trebui să fie mult mai simple. Ar putea fi, nu știu, și o constrângere din partea statului, a ministerelor, să faci ceea ce promiți că faci, pentru că vorbeai de baza pe care a primit-o Ilie Năstase.
și nu s-au întâmplat foarte multe lucruri acolo. Adică dacă tot îți accesezi să primești un teren sau te pot obliga, normal, băi, fă-ți treaba. Normal, și mi se pare corect. Adică eu dacă mă duc acum și cer un teren sau mi se dă un teren sau vreau să fac un teren de hard la standarde internaționale, eu trebuie să semnez, domne, în timp de, nu știu, jumătate de an o să fac terenul, am un proiect. Teren pe care îl faci pe banii tăi sau cu sponsori. Exact, sau, mă rog, da. Așa, va rămâne bazei respective, adică nu o să-l iau de acolo peste 50 de ani, poate să beneficieze în anumite cazuri, cum avem și în complexul studențesc Stei, în anumite cazuri poate să vină studenții pe orele de prânz să practice, să învețe tenis uneori. Deci să existe o colaborare benefică pentru toată lumea. Știi ce e așa de complicat toată treaba asta? Explică-mi și mie că nu, n-am să reușit să înțeleg. Probabil că cred că cumva oamenii care sunt acolo nu se gândesc foarte atent la lucrurile astea sau nu le dau importanță, sunt în pozițiile respective pentru a, normal, lucra sau a vedea, a găsi soluții în alte direcții, dar poate nu sunt atât de focusați pe aceste lucruri. De performanță, de sport, de... Regret că te-ai înhămat la drumul ăsta? Sau care au fost, nu știu să zic, regretele la început? Pentru că în primii ani probabil că te-ai lovit așa de niște lucruri care te-au făcut să zici, băi, frate, ce fac eu aici? Nu regret. Asta mi-am dorit, îmi place în continuare. Știu din proprie experiență că și în performanță mi-a fost foarte greu la început, până am ajuns în top, și acum este la fel, este același drum. A fost greu, acum este mai bine și sunt convins că lucrurile o să fie mai bune. Da, a fost greu la început, m-am mutat dintr-un loc în altul, m-am mai dat unul afară, m-am mai împins unul, până mi-am găsit stabilitatea care o așteptau și părinții și publicul. Dar îmi place ceea ce fac, sunt acolo zilnic, îmi place să dau mai departe ce am învățat eu în anii ăștia, mă simt confortabil să fiu pe terenul de tenis, în altă postură acum, bineînțeles, și cred că cel mai frumos lucru este să poți să ajuți pe cineva, să ajuți sportivi, să înveți, să ghidezi către performanță sau chiar către aș face un rost în viață. Am zis de buget și n-am uitat. Câți bani ai băgat până acum în academia ta în ăștia 6 ani? Păi cu toate investițiile recente, undeva la 250.000 de euro. A trebuit să cumpăr și un balon presostatic pentru iarnă, un balon foarte modern pentru care acoperă 4 terenuri. A fost o investiție foarte mare. A trebuit să amenajez baza aceasta, era într-o stare deplorabilă și a trebuit să schimb foarte multe lucruri, să fac niște vestiare. Mă rog, într-un minim, nu vorbesc de ceva super luxos sau, dar un minim pentru a putea avea, pentru a desfășura o activitate corectă. Mai ales că aveam sportivi care veneau și din străinătate, am avut câțiva sportivi care au venit în București pentru mine și atunci veneau acolo, nu puteam să mă prezint cu, nu știu, erau gropi în parcare, cu mizerie, m-am scos de acolo, nu știu, am pierdut un an de zile numai să fac curățenie și învățasem toate meseriile astea de să pun iarbă, să dau cu grebla, să fac curat, deci... Bă, și în România, ce te așteptai? Dar ce te așteptai? Da, nu, nu mă așteptam să primesc tot așa. Te așteptai chiar să nu primești nimic. Exact. Și ăștia sunt bani pe care tu i-ai făcut în carieră, nu? Adică sunt, da, probabil în marea lor parte banii tăi, nu? Da, după ce am încheiat cu tenisul, cam din fondurile acestea am început să construiesc anumite lucruri. Și ai avut așa persoane apropiate, nu știu, din familie, prieteni apropiați care te-au tras, băi, stai așa, adică totuși nu e o sumă mică. Bine, a fost treptat, n-a fost totul, adică la început a fost mai puțin, după ce am văzut că lucrurile merg, am mai investit, acum a fost nevoie de acest balon. Asta vorbesc pe 6 ani de zile, dar mi-am dorit, adică și când am făcut performanță în tenis, am plecat de la un vis și poate o nebunie sau eu am crezut că o să fac și am știut cumva în mine că o să reușesc, chiar dacă pare, acum când mă uit, îmi dau seama, zic, vine unul și crede că o să ajungă în top mondial ATP venind din, nu știu,
Pantelimon, România, acum 25 de ani, știi, când ai mei n-aveau treabă cu tenisul, deci pare cumva ireal. Dar această pasiune sau această dorință, cred că se vede până la urmă în orice performer, campion, om de afaceri care are acea viziune și merge mai departe. Au fost persoane care mi-au spus, nu face, că am încercat și noi și nu o să meargă. Iarăși lecții care le-am învățat și am spus, bă, trebuie să ascult de intuiția mea, de faptul că asta îmi doresc, asta îmi place și cred că lucrurile astea o se va în timp. Păi dacă nu sunt foarte mulți oameni care au reușit și chiar dacă te uiți la foști sportivi, ok, îl avem pe Hagi care a reușit un lucru extraordinar, dar tot prin implicarea lui și financiară și fizică, zi de zi acolo. Altfel nu ai cum. Altfel nu ai cum, nu? Adică și tu trebuie să fii acolo de la manager până la antrenor. Trebuie să fii, trebuie să te vadă sportivii, trebuie să te vadă părinții, trebuie să vorbești cu ei, trebuie să... Adică e un business diferit și nu putem să spunem că este un business neapărat. Lumea se gândește, ok, poate Moratoglu, Nadal, au niște academii care au un business foarte mare, dar ce facem noi, aceste academii micuțe? E un business foarte profitabil. E o combinație între pasiune și a avea un venit lunar. Adică nu e... Nu o să te îmbogățești din chestia asta să stai pe plajă undeva și să muncească alții pentru tine. Trebuie să fii acolo, trebuie să-ți placă în primul rând. Tu ai termenul ăsta de comparație. Ai fost, din ce știu, la Academia lui Muratoglu, nu? O perioadă de timp. Nu știu dacă... O fi ok întrebarea, dar e vreo șansă nu să ajungă academia ta așa, dar să țintești către așa ceva și care ar fi, adică explică-ne cum era acolo și ce te-a șocat, că probabil te-a șocat, adică cum spui și tu, veneai tu de aici, de pe la noi și ai nimerit acolo. Când am fost la Muratoglu, avea academia în Paris la acea vreme, acum s-a mutat la Nisa. În Paris nu era o bază ceva fantastic. Ok, era o bază mare, avea terenuri, avea un restaurant, o sală de fitness, cazarea era chiar modestă, era niște căsuțe de lemn, masa într-un restaurant, cantină, nimic spectaculos, dar erau organizați foarte bine. Aveau specialiști foarte buni pe pregătire fizică, aveau antrenori, aveau un manager care conducea toată activitatea și se ocupa de antrenori. Deci, până la urmă, eu cred că în orice academie totul pornește de la organizare, de la maximiza terenurile pe care le ai și, bineînțeles, iarăși în zona de tenis și la Muratoglu, nu pot să zic că m-a impresionat, adică nu pot să zic că în România, domne, noi nu știm tenis, dar conceptul să ai acolo pregătirea fizică, cazarea, școala, de exemplu, am în academie sportiv care... Și copii de 10-12 ani care stau la școală, nu știu, 6-7 ore și pe urmă vin la tenis. Ei nu mai sunt buni de nimic. Adică e prea mult. Dacă vrei să faci performanță în tenis, poți să faci și școală, pentru că e normal să o faci, dar mai controlat, mai puțin. Adică n-ar fi imposibil să ajungem să avem și noi așa ceva, nu? Nu. Eu cred că se poate. Adică clar putem și noi. Acum... O bază de genul ăsta probabil că undeva în afara orașului ar trebui făcută și cred că în timp, dacă sunt oameni de valoare și oameni care sunt implicați acolo, probabil că o să meargă. Spuneam la început că încerci prin munca de la academia ta să găsești un viitor Victor Hănescu sau de ce nu un jucător care să ajungă mult mai sus. Acum, comparând cu perioada când te-ai apucat tu de tenis și cu primele tale antrenamente, cu primii tăi ani în tenis și uitându-te la copiii care îți vin acum, care e diferența? Este diametral opusă situația? Este destul de diferit. Adică în ziua de azi avem atâta tehnologie încât... Acum să fim sinceri, și noi stăm foarte mult pe telefon și mă uit și la copiii mei care vin la tenis, joacă, dar acum prin telefonul, noi, la vremea noastră... Aveai racheta și o minge. Racheta și toată bucuria era să stăm afară și să jucăm un fotbal, să facem diferite activități care clar că te ajutau să te dezvolți motric și să fii mai abil în orice sport.
Deci cam asta ar fi diferența, dar în continuare vin copii la tenis, sunt copii care sunt talentați, sunt copii care sunt foarte talentați. Deci există în continuare pasiune și dorință pentru tenis și pentru performanță. Vin acum mai presați de părinți? Adică mi se pare așa că părinții de obicei sunt cei care insistă în majoritatea sporturilor, adică nu vorbesc doar de tenis sau, știi, hai să facă așa, hai să facă așa, hai să facă, hai să-l ducă, vorba ta, dacă îl lași, cam nu-l mai dezlipești de telefon și de tabletă. Nu, eu cred că e bine ca părintele să ducă copilul către sport, dar să nu înceapă cu ideea de hai să-l ducă acolo ca să facă performanță, să facă bani, să fie un campion. Adică hai să-l duc la not, să facă mișcare, să se dezvolte frumos, hai să-l duc la tenis, să fie un sport cu minge, cu rachetă, să se coordoneze, poate să facă și fotbal. Adică copilul să testeze. Și acolo unde el probabil singur o să spună unde se simte mai bine. Adică am văzut-o, sunt copii care vin la tenis și vezi că nu vor să fie pe teren. Și îi duci la fotbal și acolo să duc și râd și joacă. Adică e clar, nu trebuie să fii un specialist să vezi asta. Dar greșeala apare când părintele vrea neapărat un sport. Și atunci zice, nu te duce acolo, tu du-te la, știu, la fotbal, că vreau să fii ca Hagi și copilul poate e bun la tenis. Și când presează într-o direcție unde copilul nu se simte în largul lui. Și... Tu cu băieții tăi ce teorie ai aplicat? Că ai doi băieți. Eu am zis să tot așa, să-i duc. I-am dus și pe la fotbal, cel mare la tenis într-o perioadă, pe la 5, 6, 7 ani nu prea a vrut să vină. Acum l-a prins microbul și e puțin în urmă, dar vine zi de zi și... Păi să ai bătat academie să nu vrei să vii la tenis. De multe ori așa se întâmplă. De multe ori așa se întâmplă, da. Și bănuiam chestia asta și am zis, bă, nu e o problemă, lasă că... Dar momentan amândoi sunt la tenis. Eu sper și văd că le place, adică chiar nu-i trag eu să vin acolo, vin ei de bună voie și... Asta iarăși nu e o garanție că vor ajunge campioni, e o garanție că vor fi fericiți sau că sunt fericiți, că fac mișcare, că au prieteni, că învață un sport și de aici... Da, îi antrenezi tu sau le dai alt antrenor? Nu, au alt antrenor. Ai alt antrenor, da, cu mine am văzut că nici nu prea ascult așa, adică mai încerc să zic, băi, zic, hai să te învăț ceva, zice, nu, zice, eu am antrenorul meu, lasă-mă. Zic, bine, hai. Da, acum poate să fie și o problemă la ei, dar și o problemă la tine ca părinte, nu? Adică poți să fii prea exigent sau să fii în partea ailaltă. Acum... Da, îmi dau seama că uneori cumva vreau să-i ajut, dar îmi dau seama, zic, poate vreau prea mult să-i stresez, zic, hai, lasă-i mai bine să învețe acum când sunt mici cum vor ei și mai încolo, dacă or face performanță, sper să pot să-i ajung mai mult. Da, vezi talent în ei, așa? Da, adică să-mi răspunzi nu ca părinte, ca antrenor de tenis. Unul dintre ei văd că este mult mai talentat. Nu o să dau nume, dar unul dintre ei este mai talentat și se pare că îi vine mai ușor să facă lucrul ăsta. Asta se poate vedea. Și cumva accept că unul poate o să facă, unul nu, sau... La tine cum a fost? Când ți-ai dat seama că poți face o meserie din tenis? Undeva la 15-16 ani, când am început, de fapt pe la 15 ani am început colaborarea cu Firicel Tomai, antrenorul meu cu care am stat o perioadă foarte lungă de timp. Și după un an de colaborare cu el, sau în anul respectiv, el mi-a spus, băi, zice, cred că poți să joci foarte bine, ai calități. Eu nu-mi dădeam seama că eram, adică... Și zice, cred că ai putea să-i bați pe copiii ăștia din generația ta, să-i bați rău de tot, adică ar trebui să fie scorul drastic. Și am fost surprins, zic, băi, un profesor, cum așa, că de-abia îi bat, mă chinui cu ei. Și după un an, cumva am început să văd lucrul ăsta, că antrenându-mă un an am reușit în turnee să fiu la un nivel cumva mult mai sus ca ceilalți. Și ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că, băi, cumva sunt diferit sau pot să fac lucruri diferite și mi-a dat încredere și mai mare să continui, să ascult de antrenor, să fac munca care trebuia făcută.
Se spune că tenisul e un sport scump pentru părinți, cel puțin la început. Cum e situația și cum a fost când jucai tu tenis la început? Adică ție ți era mai ușor? Ai avut susținerea ok din partea părinților? Sau cum a fost și comparație cu situația din vremurile de acum? Că e foarte clar, la 100 de copii, adică ai exact datele necesare. Adică vin părinți, probabil care își permit, mă gândesc că nu e un sport destul de ieftin, nu că ar fi unul acum vreun sport să faci mai ieftin. Ha, eu zic, adică se poate vedea și pe, nu numai la mine, și la orice club, școală din București, prețurile pentru a începe tenisul, cum vorbeam, de copii de 5-6 ani care vor să învețe tenis, nu sunt atât de mari. Adică un abonament la copii de 5-6 ani poate să fie de la 250 de lei la 500 de lei pe lună. Pare destul de digerabil pentru vremurile actuale să facă copilul de 2-3 ori pe săptămână tenis, să învețe un sport. Mi se pare, e clar că cu cât mergi mai departe, cu cât copilul progresează, începe să meargă în competiții, are rezultate, că dacă n-ai rezultate și nu așa, probabil că te oprești, dar dacă vezi că are rezultate, începi să zici, doamne, hai să fac o deplasare, știu, la Brăila, Galați, Brașov, acolo încep să apară niște costuri, nu? Benzină, un hotel, deci începe să fie mai scump și cu cât crești, normal că ai nevoie de mai multe ore de antrenament, de poate un antrenor mai bun și atunci încep să crească aceste prețuri. Da, să luăm scenariul ăsta. Găsești un super talent. Da. Care n-are posibilitățile astea și obligatoriu să ajungă undeva, trebuie să treacă prin tot ce ai zis tu. Turnee prin țară, după aia turnee în afara țării și așa mai departe. Ce soluție are un astfel de sportiv? Păi în primul rând eu văd așa lucrurile și le-am testat pe mine sau eu sunt, pot să spun că sunt cel mai bun exemplu. Am fost un copil talentat, fără resurse financiare din partea familiei sau, mă rog, minimul ăla care cât se poate. Cât se poate, da. Eu cred că un copil foarte talentat și fără antrenamente sau fără chestii super speciale poate să arate sau să fie în competiție de nivel de copii, unde poate să arate că e bun. Adică dacă eu la 10 ani, să zic, am super antrenament, am super antrenori și eu nu câștig acolo, deja se vede că e o problemă. Adică am o investiție prea mare și talent poate prea puțin sau calități. Ei, copiii ăștia talentați, fără ajutor, ei vin și câștigă. Și atunci deja un copil care îl vezi că câștigă în competițiile astea de 10-12 ani, unde nu-ți trebuie foarte mulți bani, eu cred că un copil de genul ăsta va fi remarcat de cineva. Adică și noi în Academie, sau eu în Academie ofer 5 burse sportivilor de acest gen, care sunt din provincie, poate n-aveau susținere, poate familia nu-și permitea și primesc antrenament gratuit, un program de pregătire de performanță gratuit și investesc în ei prin intermediul și unor sponsori care au venit să mă ajute în direcția asta. Dar asta zic, că dacă copilul chiar e talentat, eu cred că cineva cumva o să-l remarce, cum a fost și în cazul meu, da? Adică m-a văzut un antrenor, am găsit un sponsor, cumva am găsit resursele pentru că aveam acel talent și acea dorință de a face performanță. Cum vezi tenisul nostru acum? În urmă cu nu foarte mult timp, stăteam foarte bine la fete, la băieți nu stăm bine de ceva vreme. Parcă și la fete începem așa ușor să scârțim. Da, și la fete. Este o generație care, ne uităm și la sora Ana Cârstea, care a ajuns spre 32 de ani, deci începe cumva să se îndrepte spre ultima parte a carierei, da? Deci sunt jucătoare care ușor o să înceapă să iasă sau aceste jucătoare care au ținut topul sau drapelul în top 100 acolo, multe dintre ele ușor, Monica Niculescu iarăși a ieșit. Deci e clar că trebuie să vină ceva din spate, dar la noi așa se întâmplă, adică avem ori avem o generație senzațională, ori nu mai e nimic și
ani de zile, pe urmă vedem că nu se mai întâmplă nimic. Pentru că nu este o creștere, cum să zic eu, organică sau un sistem care să producă constant sportiv. Este pur și simplu, sau eu cred că aceste rezultate se bazează foarte mult pe calitatea individuală a sportivului. Adică, domne, am nimerit o generație cu copii talentați, am avut noroc, s-au dus, sau am prins un Hănescu, Pavel, Voinea, care au avut talent și așa, s-au dus. Dar ei s-au dus și au ieșit oarecum pe munca lor, așa. Adică nu i-a descoperit oarecum un sistem gândit și bine pus la punct, sau, nu știu, îți vine o Simona Halep. Da. Îți vine pentru că a muncit ea și are ea talentul pe care îl are, probabil, nu? E clar, da, e clar. Și în final, până la urmă, talentul acela o să se vadă. Și poți să ai o academie oricât de organizată, perfectă. Dacă ai un copil de genul ăsta, la oricum o să iasă. Adică dacă Halep a reușit să iasă locul 1 din România, unde condițiile, ok, n-au fost nici cele mai rele, nici cele mai bune, asta înseamnă că oricum dacă copilul e talentat, se poate. Dar noi am putea prin aceste programe să avem copii care, să zic, sunt la nivel mediu și să-i ajutăm să meargă mai sus. Care în momentul de față, copiii ăștia de nivel mediu, dacă nu sunt ajutați, e clar, coboară sau nu mai continuă. Cum vezi situația în tenisul nostru în următorii ani? Pentru că ești acolo, ești în teren, cum se zice, și simți așa cam ce ar putea să se întâmple. Păi, lucrurile nu poate să meargă într-o direcție bună dacă nu se fac lucruri pentru a construi. Adică aici putem să vorbim, să plecăm de la federație sau să plecăm de la toți oamenii implicați în tenis. Cu cât există proiecte mai bune, cu cât există baze de tenis mai bune, cu cât există specialiști care vin în zona asta de tenis, putem să creștem și să ne așteptăm să avem rezultate. Dacă în zona asta nu se face nimic sau avem izolat aici o academie, dincolo ceva, în provincie, încă un club, șansele sunt destul de mici. Adică o să mergem tot pe până iese cineva, exact. Până mai apare cineva, nu? Da, exact. Cam asta e parcursul care a fost de ani de zile, de zeci de ani în România. Apropo, crezi că Simona mai poate reveni la un nivel ridicat? Bun, nu acolo unde a fost, dar la un nivel ridicat? Eu cred că dacă ea își dorește lucrul ăsta, cred că poate să fie în continuare. Adică este o sportivă excepțională, are calități fizice, talent, îndemânare și iarăși un cap foarte bun, la modul că mental destul de bine. Cred că dacă ea își dorește să revină, o să revină. Nu știu dacă numărul 1, dar clar va putea să fie acolo în top 20. Cu cât se amână chestia asta, clar că va fi mai greu. Adică cu cât va intra în turnee mai târziu, nu știu, jumătate de an, un an, doi, deja probabil că o să fie foarte greu. Mental probabil că e cel mai dificil în situația asta, nu? Mental, da. Mental, cumva te-ai oprit din ce făceai, probabil că începe și ea să se gândească la alte lucruri, că nu poți să stai așa pe bară un an, doi de zile fără să, nu știu, să faci un business, să începi un club, să ceva, adică să începi să-ți muți atenția sau focusul mental către altă direcție. Ai avut vreodată un gând după ce te lași de tenis să nu faci tenis? Adică să te gândești, domnule, uite, aș vrea să încerc altceva. Nu prea, pentru că cu vreo 2-3 ani înainte să mă las, psihologul cu care lucram la vremea aceea m-a avertizat și mi-a spus, vezi că, ok, ai 32-33 de ani, o să mai joci 2-3 ani, dar o să vină momentul când pui racheta în cuie, inevitabil. Și trebuie să te gândești de acum ce vrei să faci, pentru că dacă te trezești că, băi, m-am oprit din tenis și eu nu știu ce să fac, de-aia intră foarte mulți în depresii sau își pierd echilibru, știu, mental, emoțional, pentru că nu au acea activitate. Ca sportiv de performanță ești mereu într-un program. Astăzi mă duc acolo, antrenament, mă trezesc, mănânc, sală, meciuri, adică ești mereu prins.
Și atunci am pregătit chestia asta și cumva m-am gândit, zic, bă, zic, îmi place, mă simt bine, aș vrea să fac în România un proiect de genul ăsta și cumva încă de atunci m-am dus către zona asta, știam că asta o să fac. Am avut un an, după ce am terminat cu tenis, un an în care nu prea am făcut, cumva am începusem să, deja să mă gândesc, să testez și mi-a fost greu. Un an în care mă trezeam, ok, mergeam în oraș, o cafea, două, trei, trei zile, o săptămână, o lună, la un moment dat zic, bă, dar zic, ce fac? Zic, stau mai la cafele? Păi, dar era așa ca în concediu, adică... Păi, a fost, a fost... Nu sunt sportivi, apropo, nu sunt sportivi care abia așteaptă să termine. Așa e și au fost perioade când, perioade când spuneam, domne, de-abia aștept să merg acasă, să stau, dar la un moment dat când vezi că o lună, două, trei, șase... Deci, bă, da, la un moment dat te plictisești, e normal, adică nu e... Te plictisești, vrei să faci ceva, ok, un hobby, un business, o activitate, să lași ceva în urmă, să te trezești și să ai un scop în viață. Nu știu, puteai să te plimbi așa, să te duci... Nu mai plimbat. Niște vacanțe, să vezi așa, adică să, nu să te plimbi, oricum toată viața da, te-ai plimbat, dar să te plimbi fără griji, știi, adică... Am mai făcut, adică am mai mers, dar simțeam în mine nevoia de a fi implicat într-o activitate și asta nu înseamnă că nu poți să faci, să ai și perioadele astea în care să ți-e liber sau să mergi în vacanțe, dar să ai și un proiect care să te țină prins și să-ți placă. Adică dacă nu-ți place, ok, e nasol, dar dacă îți place, e mișto. Știi, eu când mă duc la teren, îmi place, mă duc să-i văd pe copii, știu cum lovește ăla, știu ce-i trebuie să-l corectez, vorbesc cu antrenorii, adică îmi place și atunci e fan, știi, nu-i nici ceva greu. Mai sunt și momente grele, dar pe general îmi place și. Bine, e și păcat ca toată experiența pe care ai strâns-o, știi? Să nu încerci să o predai cuiva. Da. Adică tu la teren te implici ca antrenor, adică ești, nu stai numai cu capul la, nu știu, să manageriezi, să calculezi bugetele, să, că de asta probabil am la început asta a fost, mai greu, principala grijă. Acum având o echipă, cumva asta mi-am dorit, să fiu mai mult în zona asta în care îmi place, am expertiză și mă simt confortabil, nu? Adică să fac calcule, n-am făcut asta și nu-i domeniul meu, dar da, să învăț pe copii despre performanță, situații de meci, cum să abordezi un meci, ce se întâmplă, e interesant. Cum ajunge un român pe locul 26 ATP? Cu dorință, curaj, muncă foarte multă și talent. Adică trebuie să ai toate lucrurile astea, știi? Acum dacă intrăm în amănunt, trebuie să ai și o parte mentală bună, adică, ok, am ajuns acolo, poate aș fi putut mai sus, dar ca să ajung acolo tot mental sau în interiorul tău, trebuie să ai o liniște, o concentrare, să câștigi acele meciuri, nu poți să le câștigi așa pur și simplu, știi? Să ai un fizic bun. Dacă ar fi să alegi așa cel mai important om care ți-a marcat cariera la început și, nu știu, care poate te-a ajutat din mai multe puncte de vedere să ajungi unde ai ajuns, cine ar fi? Păi, ar fi Firicel Tomai, antrenorul care practic m-a învățat tot ce știu, m-a crescut de la 14-15 ani. Și a investit în mine și timp, și energie, și dorința asta. Și el era antrenor tânăr și vroia să demonstreze că poate. A crezut în mine, eu am crezut în el și așa am reușit să facem treabă. Am mai avut și un sponsor la 15-16 ani, Johnny Jabra, un investitor în România care la vremea aceea a ajutat, a zis, domne, vreau să ajut niște copii din tenis, s-a dus la federație și federația a dat o listă cu vreo 4 sportivi și am fost și eu în lista aceea în care omul ne-a ajutat financiar și să, cu un minim cu care să putem merge la turnee, să
plătim, nu știu, antrenorul, să ne luăm de mâncare, rachete. Deci, te întreabă copiii, spuneam la început, te-ai bătut cu toți granzii, da? Ne uităm noi la televizor de ani de zile și vedem Federer, Nadal, Djokovic, Wawrinka. Te întreabă copiii să le povestești, adică mă gândesc că ăștia puțin mai mari, așa, 9-10 ani, care probabil l-au pe Djokovic ca fan, sau pe Nadal, sau așa, știi, poți să ai posibilitatea asta să discuți cu un om care s-a luptat cu ei. Da, m-am mai întrebat, mai discutat cu el, cu ei, sau mai avut ședințe în care îmi puneau întrebări, cum a fost la meciul ăla, cum te-ai simțit, sau cum ți s-a părut Nadal pe zgură, sau, adică, curioși copiii și... M-au întrebat, da. Care-i treaba cu Nadal pe zgură? E special și prin tot ceea ce a reușit, prin atâtea titluri de Grand Slam la Roland Garros, turneul de la Monte Carlo, care se desfășoară acum, le-a câștigat de atâtea ori, adică e clar că e regele zgurii și un fenomen. Da? E un fenomen care și-a adaptat jocul atât de bine pe zgură, spaniol, școala spaniolă care majoritatea joacă pe zgură și niște calități incredibile. Putem să comparăm aici, acum am comparat cu un Messi, cu un Cristiano Ronaldo, adică sunt niște excepții care... Excepții și punct. Adică nu mai e ce să spui. Și... Da, nu știu, ai vreodată cum să-l bați așa, dacă nu prinde el o zi proastă, pe zgură? Am mai pierdut. Adică am mai bine, fost am jucător, mai pierdut, da. Am mai pierdut, am mai fost jucător ocazional, dar în general e foarte greu. Sau era foarte greu. Acum, mă rog, e pe final de carieră, mai... Am mai avut niște momente dificile, accidentări, și-a mai schimbat și viața, are un copil acum în viața lui și lucrurile clar se schimbă, dar în vremurile bune era un animal dezlănțuit. Avem Nadal pe zgură, ar fi Federer pe iarbă? Da. Ar fi Federer pe iarbă, da. Adică am jucat și cu el la Wimbledon. Cât de ușor se poate mișca și pe iarbă nu este ușor, adică e o suprafață unde trebuie să fii mult mai atent, poți să aluneci foarte ușor, poți să-ți pierzi echilibru și el parcă, nu știu, dansa, se mișca atât de ușor încât era impresionant și viteza cu care lovea, se deplasa, special, sportiv special, într-adevăr. Și ar rămâne Djokovic pe hard? Djokovic. Sau Djokovic cam peste tot, peste nu? Tot acum, nu mai contează. Cred că și aici dacă facem un teren, el vine și câștigă. N-are Djokovic, mi se pare acum extraordinar din punct de vedere mental. Mi se pare un sportiv care a ajuns la o maturitate incredibilă. Am văzut și pe YouTube, le-am arătat și copiilor din Academie. Cum vorbește despre partea mentală și cât timp a alocat să se dezvolte el ca persoană, să... mental, spiritual, să înțeleagă ce se întâmplă cu el, să gestioneze cât mai bine momentele astea grele care apar în meciuri. Adică în meciuri este o luptă atât cu adversarul, dar și cu tine, pentru că ți apar în cap foarte multe gânduri. Pot să-l bat? Nu pot. Aolo, am greșit. De ce am greșit? Dacă o să mai greșesc în continuare? Adică trebuie să fii foarte conștient ce se întâmplă în tine, în mintea ta și asta e o muncă, cum înveți la forehand, să mii de ore să dai aici, iarăși este o muncă cu tine să te cunoști, să-ți dai seama cum reacționează mintea și să poți să-ți o controlezi. Unde se face diferența la oamenii ăștia, cum sunt Federer, Nadal, Djokovic? Că ei par așa din alt film. Adică e clar că e talent, ok, dar sunt sute de tenismeni care probabil au și ei, da, nu joacă la fel de mult. Poate unii sunt și mai talentați. Dar unde se face diferența de ei ies total din zona asta de jucători de tenis? Adică parcă ei au fost și sunt altceva. Am un pachet complet, știi? Adică e ca și cum la mașini te duci și zici, domne, vreau o mașină cu full options. Ei sunt full options, știi, unul are mai puțin, ei au de toate, adică ei sunt și talentați, pe fizic sunt foarte bine, se mișcă foarte bine, rezistă,
sunt foarte serioși în ceea ce înseamnă pregătire și tratează chestia asta cu seriozitate, au abilitatea de a învăța rapid. Adică dacă aud o informație la cineva, o iau și o preiau acea informație și o aplică în jocul lor. Și adică sunt calități care, uite chestia asta, sunt sportivi cu care am lucrat, le spun ceva și nu cuplează sau da, dar de ce? Adică vin cu întrebări, dar stai așa, zic ok, altul în locul lui vine, ia informația, o ia și o face și câștigă meciul. Deci sunt abilități care ei le au. Își doresc foarte mult, adică dacă ne uităm la Djokovic, el vorbește de nu știu, de la 10 ani că vrea să fie locul 1 în lume, dar nu la modul că o vorbește așa că am învățat o poezie și zic da, vreau să fiu locul 1. El în mintea lui, în sufletul lui, el asta credea și de-aia și reușit. Și cum reușești când ajungi la nivelul ăsta? Mă, să rămâi în antrenamentele alea, probabil că ei sunt niște fiare la antrenament, că parcă îți vine așa să zici, bă, parcă astăzi aș lăsa așa puțin noi. Mentalitate. Adică vedem, sunt jucători care ajung la un nivel și câștigă, nu știu, 10-20 de milioane și poate să zică, bă, e suficient, am o viață mișto în continuare, mă las, ce să mă mai chinui aici? Și ne uităm la oamenii ăștia, Nadal, care îl vezi că omul a câștigat tot, are sute de milioane și dacă îl pun acum să se antreneze, el se antrenează ca și cum ar fi, nu știu, primul lui antrenament. Da. Ca atunci când era junior. Deci au aceste abilități, aceste calități de a fi motivați, de a, asta le place să facă. Știi? Ție pe final de carieră ți-a fost greu să rămâi așa conectat? Adică ai avut momente când ai zis, bă, cam gata. Mi-am dorit să joc cât mai mult și am jucat cât am putut de mult. Adică știam că e important și clar vrei, adică asta e meseria ta și vrei să întinzi perioada asta cât mai mult cu putință. Și am făcut-o, adică m-am oprit undeva la 35 de ani, dar la un moment dat când vezi că rezultatele nu mai sunt acolo, tenisul este un sport scump la modul că ca profesionist tu îți plătești singur toate cheltuielile, antrenori, deplasări, avioane, salariul antrenorului, biletul antrenorului de avion. Adică la un moment dat tragi linie și spui, bă, sunt cam pe minus. Ok. Adică dacă n-ai un sponsor care să plătească toate lucrurile astea, că de obicei probabil așa se întâmplă bine la nivelul lor, e deja altă discuție. Adică la un moment dat devine, bă, stai puțin, am o viață, nu pot acum la 35 de ani să bag în mine zeci de mii de euro și eu mă duc și nu mai sunt conectat, nu mai câștig sau sunt în niște turnee de categorie mai mică unde nu se câștigă mulți bani, la un moment dat îți dai seama că și nu mai aveam nici acea plăcere, adică am jucat pe final în America niște turnee de 15.000-25.000 de dolari, ajungeam în finală, vedeam copii tineri, 18-19 ani, îmi cereau și un autograf, adică nu mă mai motiva să fiu acolo, știi? Adică am zis, bă, ajunge, nu mai, adică ori ești la nivel gen Djokovic, Federer, Nadal și joci în turneele alea, ori să cobori la un nivel de turnee relativ mici, nu mai e atât de provocator. Ne uităm la turneele astea mari și la jucătorii din top 20, top 30, top 50, au o armată pe lângă ei. Cum ți-ar fi fost ție să ai așa ceva? Pentru că adică din ce știu n-ai avut vreodată așa să mergi cu câte 5 oameni după tine. Da. Și să ai și pe nutriție și pe recuperare și antrenor și sparring și tot ceea ce ține de zona asta. Nu știu cum ar fi fost. Posibil să fi fost diferit. Posibil să fi fost diferit în bine. În bine, da. Probabil, da. E o diferență mare și ca tânăr sportiv român, venind din România, nu am avut mentalitatea de a investi sau reinvesti în mine. Știi? Adică la momentul ăla eram bucuros, băi, câștig niște bani, hai să-i strâng, știi? Adică poate era normal, adică de unde veneam eu, aia era ținta, știi? Băi, să fac niște bani, să-i strâng. Adică cred că dacă în momentele alea investeam în specialiști, e adevărat că-s bani mulți, adică gândește că vorbim un preparator fizic de top, poate să câștige 2.500 de euro pe săptămână, 10.000 de euro pe lună,
Da? Tu poate trebuie, nu știu, să lucrezi un an, doi, ca să ajungi într-o formă de top, știi? De asta e o investiție. Dacă făceam lucrurile astea, probabil că m-ar fi ajutat, sau dacă investeam mai repede într-un psiholog sportiv care să mă învețe, să mă ajute, băi, uite, poți să te mai dezvolți, să mai înveți, sau uite ce se întâmplă în tenis, care e psihologia, care să... Știi, eu cumva m-am dus acolo cu sacoșa în spate, cu ce, cu ce mi-a dat mama natură și hai să jucăm, băieți, da. Merge, ok, am făcut, da, nu la nivelul de unde aș fi putut poate să ajung cu oamenii ăștia, cu specialiști. Dar la nivelul la care a ajuns tenisul acum s-ar mai putea? Cum ai făcut tu? Adică să-ți iei geanta așa, câteva rachete și hai să mergi și eu la Roland Garros. Probabil că trebuie să fii chiar special. Adică să ai niște calități foarte, foarte înalte. Adică să fii super talentat, să ai un fizic bun, mental, să fii foarte focusat. Se poate dacă le ai, adică unii le au natural, unii le mai învață, unii jumii-jumași, știi? Adică eu cred că se poate dacă... Adică și Simona Halep până la urmă ea a venit, a intrat acolo, n-a avut așa, ok, a ajutat-o Firicel Tomai, tot respectul, și a învățat-o tenis, dar are un fizic excepțional, adică poate să fugă câteva ore stânga-dreapta fără nicio problemă, are un talent, are finețe, vede jocul, vede terenul, o minte liberă pentru că a putut să facă aceste rezultate, da? Și a ajuns în top 50, top 30. De acolo, părerea mea a fost că ce a lucrat ea cu Cahill, cu Darren Cahill, a fost o zona asta de psihologie sau de a învăța anumite lucruri de atitudine, de focus, de a gestiona anumite momente importante, și zona aia a făcut-o pe ea să facă pasul către câștigat de Grand Slam sau locul 1 în lume. În opinia ta, care ar fi cel mai bun tenismen din istoria tenisului? Păi eu zic că e Djokovic. Adică prin dacă vorbim și de rezultate până la urmă și de tot ce se întâmplă, eu zic că e Djokovic. Da, că ne place Federer, că e elegant, că e frumos, că a avut o perioadă incredibilă, că a fost și Pete Sampras acolo, că unora le place de Nadal, dar dacă tragem linie și vedem acum unde suntem și turnee câștigate și tot, eu zic că Djokovic, și cred că o să mai continue. Adică pe Nadal nu prea-l mai văd să revină atât de în forță, Federer a ieșit și Djokovic încă este acolo în formă bună, într-o stare fizică și mentală bună. Că tot vorbim așa de ere ale sportului, pe care ai alege-o? A fost vremea cu Pete Sampras, Becker, Agassi. Apoi au venit Federer, Nadal, Djokovic. Nu știu ce o să fie după, apropo. Cum vezi? Că parcă și în zona asta... Se schimbă, acum e o schimbare de generație. E un mic lips așa, adică dacă ar fi să compari Sampras, Becker, Agassi, cine a mai fost, Ivan Isevici, da, și așa mai departe, cu următoarea epocă, să zicem, Federer, Nadal, Djokovic, cei care vin deocamdată nu parcă s-ar ridica la acel nivel. A fost o generație incredibilă, adică generația asta putem spune că și-a mai fost și un Andy Murray acolo care a stat, adică au fost ăștia patru care ani de zile la orice turneu de Grand Slam în semifinală erau ei, adică șansele la proba masculină să ajungi mai sus de semifinală era cam greu. Au mai reușit câțiva pe aici pe acolo să prindă o finală, să câștige un titlu de Grand Slam. Deci pare că a fost cea mai, sau este, sau a fost cea mai solidă. Deci generația asta e alege, nu? Da, între... eu zic că e cea mai compactă și ca longevitate. Adică pe vremuri se lăsau mult mai repede, 27, 28, terminau. Ăștia joacă, uite, 35, 34 de ani, joacă deja de ani de zile. Care e cheia? Că problema e așa, a evoluat și tenisul, adică cum se joacă acum
este incredibil, adică aproape că nici nu mai vezi mingea, nu înțelegi ce se întâmplă. Iar ei și-au prelungit și anii de activitate, adică te-ai gândi că odată cu evoluția tenisului, parcă n-ai mai putea să mai joci până când... Așa este, dar uite, în cazul meu, de exemplu, în jurul vârstei de 30 de ani, 29-30, când veneam în țară, mă întrebau toți, auzi, dar te lași, nu? Că zice, ai 30 de ani, nu prea mai merge, știi? Și cumva intrai în chestia asta, bă, am 30 de ani, sunt bătrân, știi? Dar cumva, mă rog, oamenii știau sau și-au dat seama că stai puțin, că la 30 de ani poți să fii chiar în formă maximă, știi? Deci, iarăși, mentalitate poate să fie. Informație mult mai multă, cum mănânci, cum, iarăși mental, cum mă setez. Păi dacă eu mă setez că la 29 de ani mă las la 29. Dacă eu mental mă setez, băi, eu pot să joc până la 37-38 de ani. Da? Deja împing limita aia și se vede că corpul sau organismul rezistă fără nicio problemă. Avem și câteva tiruri de întrebări. Hai să începem pe primul, la care răspunsurile poate să fie mai mari. Cel mai dificil adversar din cariera ta? Rafael Nadal. Aș zice că m-a impresionat pe jucând cu el pe zgură. Mi s-a părut că e ceva ce este greu de egalat și am avut câteva meciuri pe zgură și pot să zic că într-un fel sau altul mă bucur că am avut această experiență să pot să împărtășesc mai departe și să le arăt copilor ce înseamnă un jucător de genul ăsta. Dar ai reușit să înțelegi cum lovește mingea aia? Înțeleg cum o lovește, dar mai greu de aplicat. Iese? Poate să-mi iasă, dar la el este, cum vorbeam mai devreme, e tot pachetul și cum lovește și cum se deplasează și cum cât de focusat este și cu acea dorință. Adică mi-aduc aminte la Roma, am jucat cu el și un meci foarte bun, încă este pe YouTube. Au fost niște faze de joc în care puteam să fiu 100% sigur că cu alt jucător punctul era încheiat. Adică loveam o minge lungă, puternică în zona liberă a terenului și mă așteptam să fie uină și odată vedeam pe Nadal că fuge, că prinde mingea și că o mai dă și cu efect pe lângă mine și intră în teren. Și în momentul ăla mi-am dat seama, zic, bă, e clar, e altceva, adică mai bine data eu nu pot, știi, să dau. Și na, spectaculos. Cel mai bun meci pe care l-ai făcut vreodată? Cel mai bun meci, aș zice că poate la Roland Garros cu David Nalbandian, cred că era în top 10 atunci și câștigând acel meci am intrat în sferturi la Roland Garros să pot să joc cu Federer. A fost un meci de 5 seturi. Nalbandian era un jucător foarte bun pe zgură, argentinian, care la momentul ăla era într-o formă mare, cam îi bătea pe toți, era genul de jucător care era foarte greu să-i faci punct. Mi-aduc aminte și acum, înaintea meciului, mă gândeam, zic, măi, zic, dar cum o să-i fac eu lui ăsta puncte? Că zic, ăsta nu greșește nicio minge, știi? Și intrând în meci, mă rog, mi-am găsit forma și am văzut că totuși am acea posibilitate și am profitat să câștig acel meci. Cel mai complicat moment cu care ai fost vreodată nevoie să te confrunți? În care era de sportiv? E probabil în momentul când m-am accidentat. Eram locul 35 în lume. Antrenorul Firicel Tomai îmi spunea, băi, zice, du-te, fă-și tu un control medical, că era spre finalul anului, du-te, fă un control medical. M-am dus la Institutul de Medicină Sportivă și, mă rog, am făcut niște teste și au găsit la inimă că aș avea, nu știu, aritmie sau ceva de genul ăsta. Și mi-a zis, domne, e ceva serios, nu mai poți să joci, trebuie să te oprești, teste. Eram locul 35, m-am oprit, am făcut tot felul de teste, nu știau, ba e bine, ba nu e bine. Și în momentul ăla cumva am pierdut momentul, nu m-am mai antrenat, pe urmă au apărut niște accidentări și am căzut pe locul 800 mondial. Deci de pe 35 m-am trezit că, nu știu, în jumătate de an eram pe locul 800 mondial și a trebuit să iau totul de la început, să revin în circuit. Ce a fost poate cam cel mai nasol moment așa din cariera mea, știi, să...
Păi și până la urmă, care era problema medicală? Nu știu, în România au fost, am avut niște experiențe ciudate la modul că îmi spuneau ceva, pe urmă, în străinătate îmi spuneau că, da, zice, apare această problemă, dar zice, când joci, dispare. Păi, domne, stai puțin, că zic, ăștia mi-au zis că să mă opresc. Ăștia la alții mi-au zis, domne, continuă, că atunci când joci, inima se echilibrează și intră într-un ritm bun. Bun, da, eu deja eram pe 800 mondial, adică pierduse. Da, dar tu simțeai ceva, adică te deranja ceva, aveai probleme? Nu prea mă deranja, adică nu eram conștient, dar na, am zis să fac un control, de acolo totul s-a... Păi și de ce nu te-ai dus să faci un control afară? Pentru că atâta știam la vremea aia și n-aveam poate... alte perspective sau o minte în care să zic, bă, hai să investesc, să dau niște mii de euro și să mă duc în America și uite așa se scrie istorie. Turneul preferat? Monte Carlo. Masters-ul de la Monte Carlo, care chiar acum se joacă în această perioadă și un turneu special. Un turneu, așa simți că ai ajuns într-o elită. Dar de ce? Adică ce îl face? Nu știu, amplasamentul, cum este baza, toată lumea este, vezi oameni eleganți, cu pălării, cu stau la masă, adică e așa o atmosferă cumva atipică a tenisului, pentru că este într-o zonă mult mai elegantă și mult mai, este ca un festival. Și, adică vine așa în tribune. Da, nu? Da, și atmosfera și totul, terenurile și cum se vede apa de pe terenul și central și alte terenuri, se vede apa jos. Adică e frumos. Iahturi care vin și tu mai servești. Mai... e special. Ok, și Roland Garros mi-a plăcut, că am jucat mereu bine acolo, dar așa ca un turneu mai diferit, mai special, Masters-ul de la Monte Carlo. Da, bine, multă lume spune și de Wimbledon că e chestia așa britanică, e Wimbledon. E prea, nu? E prea Wimbledon. Prea scorțos așa? Da, am acolo, deci am fost de câteva ori, ca la orice turneu mai mers. Domne, zic, ajută-mă și pe mine cu niște bilete, am niște invitații. Zice, nu se poate, aici e Wimbledon. Zic, domne, ok, e Wimbledon. Scuze. Da. Pe la Roland Garros, pe la Australia, nu, ne mai dau și ăștia, ne mai ajută. Nu, domne, aici nu se poate, că sunt prea scorțoși, adică nu mi s-a părut fan așa. Ziceam de Federer, Nadal și Djokovic, cel mai bun ai zis că e Djokovic, dar acum ai zis că cel mai bun e Djokovic și cel mai dificil Nadal. Da, pentru mine a fost impresionant, adică așa ca ce m-a marcat pe mine din cei trei sportivi a fost experiența cu Nadal pe zgura. Nu înseamnă că ceilalți nu joacă bine sau că nu sunt de top, dar pe zgură Nadal mi s-a părut ceva diferit. Și ca oameni cum sunt? Adică ai avut probabil momente de interacțiune și în afara terenului, că în circuit... Da. Așa, la prima impresie sunt destul de ok, adică sunt politicoși, sunt... Adică stai așa la un alt nivel, cum sunt și în tenis, că de obicei... Oamenii care sunt la un alt nivel în domeniul pe care îl practică au o atitudine și în afara domeniului câteodată la fel. La Nadal am simțit cel mai puțin lucrul ăsta. Adică l-am simțit foarte relaxat sau nu avea chestia asta. Băi, eu sunt șmecher, sunt cel mai tare, sunt Nadal, știi? Adică la Djokovic, pe vremuri, sau mă rog, când jucam eu atunci... era cumva așa mai cu nasul pe sus. La Federer ce am simțit e că controla foarte bine treaba asta, adică cumva se abținea să arate că e cel mai bun și vroia să rămână într-o zonă în care, băi, da, sunt ok, sunt așa, dar cumva puțin într-o zonă mai falsă, aș zice eu. Știi? Adică se chinuia să pară băia bună. Da, să pară că așa și totul e perfect. Și, dar nu cred eu că e chiar totul așa perfect în viața lui sau în tot ce face el, dar a încercat să aibă această imagine și o imagine care până la urmă a adus sute de milioane, nu? Cred că foarte multe sute de milioane.
Deci ai spune așa, Nadal natural și cool. Da. Djokovic ușor infatuat. Da. Și Federer puțin actor așa, puțin... Da. Care să arate că e totul bine, să te facă să te simți bine, că te salută, că vorbește, da. Cam așa i-am văzut eu. Ok, au mai evoluat. Djokovic îmi dă senzația că s-a schimbat, a trecut prin multe momente dificile, așa să zic, și cu COVID-ul atunci când a făcut turneul ăla și au făcut niște petreceri și cu... Adică cred că s-a maturizat, cred că a învățat, cred că și-a dat seama că trebuie să se schimbe el ca persoană și să fie o persoană mai bună care să transmită altceva în afară. Cât de greu este să zici stop? Că mă uitam la Federer, ultimul mare care s-a retras și a tot tras așa de retragere. Bine, poate că și din cauza sponsorilor mă gândesc, posibil. Adică sunt o grămadă de posibil. Lucruri care au influențat chestia asta, dar a tot tras de momentul retragerii, moment pe care l-am văzut cu toții, logic, că ai zbucnit și în lacrimi. Dar cât de greu e să zici stop de la nivelul ăsta? Adică să ne gândim că sunt oameni care probabil trebuie să se retragă și sunt 1, 2, 3 mondial. Și n-au ce să mai facă, știi? Cred că e diferit. Cred că e diferit pentru fiecare în parte. Adică sunt jucători care au ales să se retragă când erau în vârf, tocmai pentru a termina pe o imagine bună, pentru a nu trece prin niște momente complicate. E o variantă. Poate să fie jucător, uite, de exemplu, eu aș fi putut să mă retrag la 30 de ani, să zic, bă, gata, uite, nu mai știu ce se întâmplă cu mine, nu merge, m-am retras, asta e. Eu am zis, bă, hai să descoper ce e mai departe, știi? Adică, ok, a fost bine, dar văd că lucrurile mai există ceva, știi? Am început să lucrez pe partea asta personală, să văd, bă, de ce mi se întâmplă anumite lucruri, de ce nu mai merge, ce se întâmplă, ce nu știu ce. Și am mai întins 5 ani în care am învățat multe chestii, știi? Dar nu din prisma că eram la cel mai bun nivel. Am învățat pentru că eram la un nivel în care mă chinuiam, știi? Și când te chinui, atunci începi să găsești niște soluții care acum mi-e foarte ușor să le dau mai departe, știi? Adică dacă tu îți merge numai bine și totul e frumos, nu știi cum e. Dar rare ori se întâmplă chestia asta să-ți meargă numai bine, știi? Băi, uite la ăștia când sunt în top acolo și numărul 1, adică nu prea știi cum e să fii mai pe la locul 100, pe la să nu prinzi un turneu, să n-ai bani să plătești nu știu ce, să știi, sau să nu te simți bine cu tine, știi? Am mai avut și Federer momente când se vedea că nu era ok pe teren, știi, dădea numai rame sau trecea printr-o perioadă mai dificilă, dar sau genul Federer care țin de imagine, probabil că putea să mai joace, dar s-a gândit, mă duc și joc, mă mai bat ăia, nu știu doilea ce, tur, nu dă cine bine. Știe, cine mă bate, da. Deci, la fiecare e diferit. La mine, la 35, a fost momentul când mi-am dat seama, zic, bă, sunt împlinit, am făcut tot ce am putut, mi-a ajuns, hai să facem și altceva, știi? Adică, nu mai am regrete acum, bă, hai să mai joc, să mă duc la turnee, să mai demonstrez ceva, să mai știi, că mi-am făcut plinul. Auzi, dar câte amenzi ai luat? Câți bani ai plătit cu amenziile așa? Cea mai mare amendă care a fost? Am fost la Wimbledon, 15.000 de dolari. Tot britanicii ai scurțoși. Tot am avut taxa. Dar ce le-ai făcut? Am avut un meci atunci cu un neamț, mă rog, băia super ok, chiar eram amici, n-a fost nimic, el n-a făcut nimic rău, dar a fost un meci greu, un meci lung și la Wimbledon, în general, vin foarte mulți tineri care îi lasă să consume băuturi alcoolice, știi, veneau cu bere. În tribune. Da, da, da. Iarăși o chestie, dacă mă întreb pe mine, ciudat. Adică ne gândim la, băi, Wimbledon, ne gândim la oameni. Adică ție nu ți-ar fi dat un bilet, dar ăla exact. Poate să mănânce, să mănânce un cârnaț să bea bere. Zic, Wimbledon, așa e la Wimbledon, incredibil. Și, bineînțeles, cald, soare, stai cu orele pe acolo, meciuri și s-au îmbătat, s-au plictisit și au început normal să vorbească urât, să facă miștouri, să... Am chemat, am anunțat arbitru, i-au scos, au venit, mă rog, știa, poliție, i-au scos de acolo, știi, tot organizat.
Și ăștia, bineînțeles că s-au enervat și au început, știi, au plecat și pe urmă unul a venit pe sus, unul printr-o parte și tot au început să mă toace. Adică aveau ceva cu tine, păi, probabil că aveau, pentru că am chemat, știi, cumva. Păi și ce ziceau? Mă înjurau, făceau mișto de mine, știi, și se auzea, adică auzeau și oamenii din tribună, că la un moment dat și ei au fost cumva, bă, ce e aici, adică se vedea clar că au ceva, știi, dar arbitru n-a avut, cum să zic, curajul să întrerupă cumva chestia asta, știi? Meciul a degenerat, adică era un meci în care am fost în avantaj și pe urmă am început să pierd și la un moment dat, mă rog, mi-am pierdut starea sau liniștea și, mă rog, nu am reacționat cel mai corect, dar am învățat din chestia asta, a fost un moment. Ce ai făcut? Adică te-ai luat de ei sau de arbitru? Da, da, da. I-am înjurat, mă rog, și cu arbitru. Victor, pe limba noastră sau pe limba lor? Pe limba lor. Pe limba lor, ca să... să înțeleagă, nu să nu creadă că... Că mai vedem asta, știi, la sportivii noștri când joacă pe afară mamă și eu pe limba noastră, da. Și te întreb, bă, uite, măcar s-a răcorit, știi? Da, au fost, na, apar într-o carieră atât de lungă, apar evenimente, au fost câteva amenzi, dar acum dacă ne uităm la Kyrgios sau... Păi da, nu, chiar care, la fiecare turneu lasă acolo niște mii de euro bune să... Bun, dar care, adică vezi așa ceva, știi? Care e problema lui până la urmă? Adică e a unui astfel de sportiv, hai să vorbim de Kyrgios, care... Bă, nu cred că e turneul la care să fie potolit. Adică unele crezi că le face și intenționat, nu știu, să oarecum să influențeze oarecum arbitrii sau adversarul sau nu știu. E o chestie de show-off, cum zice englezul, adică se dă mare sau pur și simplu nu se controlează. Ajunge niște momente în care nu poate să pună, știi, așa e el, așa se manifestă și probabil că de mic nici nu l-au ajutat să, știi, să evolueze în zona asta și a tot degenerat până probabil că a devenit ca un mecanism, ca ceva normal pentru el, cum mi se pare ceva ciudat să răbufnească, știi. Uneori îl ajută pentru că el deja e obișnuit cu starea asta, adică putem să comparăm cum era John McEnroe, care tot așa și ieșea din minți la orice. Bine, mă, dar erau alte vremuri, adică da. Dar acum vezi așa totul, cum ziceai tu, așa scurțos și... Da. Aduce culoare, știi? Aduce culoare în... Da, nu, pentru noi ca telespectatori sau ca spectatori e fun, adică... Da. Dar poți să mai intri în starea de joc, nu știu, dacă îți ieși din minți, te enervezi, după aia te repui pe picioare în meciul el ăla poate, și poți... El poate. Că asta e... Câteodată nu. Dar el, cam asta e starea lui, știi, cu care e obișnuit și asta probabil chiar îl face să se regăsească, știi, pe alții îi scoate din starea de joc sau de liniște în funcție de cum ești tu construit ca individ, știi, ca persoană. Când crezi sau crezi că vom mai avea vreodată un român care să câștige un turneu important ATP? Tu ai câștigat ștadul, nu? Da. 2008, dacă nu mă înșel, cam sau așa, ce? Da, 2008. Cam acolo, 2008. Turneu. Nu e turneul la care Federer tot primea câte o vacă de la organizatori, nu? A jucat și el, da. Nu? L-a și câștigat de câteva ori și îi mai dădeau cadou câte o vacă așa după ce era la ștad. Da. Și Ilie Năstase a câștigat acolo Federer, da. Un turneu frumos, un turneu pe zgură, un turneu mai intim, așa, nu e un turneu gen... cu foarte multă lume, gen Grand Slam, dar un turneu renumit. În câți ani? Greu de spus, dar eu sper cât mai repede, adică și sportivii care se antrenează la mine și alți sportivi din România să în următorii 3-4 ani, adică avem o generație de juniori acum 16-17 ani care în 4-5 ani ar putea să fie acolo, să se apropie de top 100 și să reușească. Mai avem și componenții actuale Cupei Davis, Nicolas Ionel, Cezar Crețu, sportivi care tot așa au șanse în următorii 2-3 ani să facă rezultate bune, dar e de muncă și e de
cu răbdare, știi? Cu răbdare. Tu urmărești și alte sporturi, nu știu, te uiți la televizor, îți place să te uiți la vreun sport? La mai, nu prea fotbal, mai la chestii, nu, nu știu, ce echipă ții? Țineam cu Steaua. Țineam cu Steaua. Dar de ce țineai cu Steaua? Pentru că la un moment dat m-am, nu știu, au fost niște vremuri în România când începuseră discuțiile alea cu meciuri trucate, cu cumva în care m-am, nu știu, m-am detașat, știi, și am spus, bă, ce urmăresc aici, știi? Adică m-am dus pe tenis, da, le-am și plecat. Da, ce, în tenis n-am fost? Scandalurile din astea? Au mai fost și, da. Parcă apropo, știi vreun caz concret, ți s-a întâmplat să... S-a întâmplat să fiu abordat. S-a întâmplat să fiu abordat, da, pentru că care... se întâmplă și în ziua de azi. Adică... Dar la nivel mai înalt sau... Cam pe la orice nivel poate să te abordeze persoane din... Așa, pe și cum se întâmplă? Stai și tu la masă, îți mănânci micul dejun sau cum? Poate să vină la hotel, poate să vină în oraș, poate să te abordeze, să zică, uite, pot să spun și eu ceva, uite, te interesează. N-ai că sunt diferite. Păi și ți s-a întâmplat? Da, mi s-a întâmplat, da. Da? Am și pe tine povestit. Unde te-a abordat? Știu că eram în Australia și cred că a venit la hotel, știi, prin cunoștințe, uite, cineva care vrea să vorbească cu tine, mă rog, chestii de-astea și... Și care era propunerea? Care era piciu? Piciu e același, adică ei vor să știe, adică să... cumva să știe că tu în ziua respectivă pierzi sau că pierzi, că de câștigat nu știi dacă o să câștigi. Da, nu e o garanție, adică singura garanție e că poți să pierzi. Că poți să pierzi, da. Și vor să te momească, vor să te să-ți ofere tot felul de bani sau sume ca să cedezi și probabil că ei să facă profituri mult mai mari, știi? Păi și, nu știu, sumele oferite sunt atât de mari încât unii să-și piardă creierul și să facă treaba asta, pentru că dacă te-a prins cineva, ești cam gata, adică... Păi ești gata, da. Cum pune fotbalistul ghetele în cui, tu la revedere cu racheta. Sunt mulți tineri care acceptă chestiile astea pentru că, cum vorbeam mai devreme, e un sport scump, tu ca sportiv trebuie să investești în tine. Adică să-ți plătești singur toate cheltuielile astea, care, dacă vorbim de cheltuieli, de 50.000 de euro pe an. Da? Să-mi plătesc bilet, să mă duc să joc turneele într-un an. Numai da. Pentru tine? Da. Da, mai păi să și antrenor și echipă și... Și atunci tu poți să te trezești într-un turneu cu o propunere de 50.000 de euro. Ai 20 și ghici de ani. Ca să pierzi. Adică nici exact. Nu trebuie să faci mare lucru. Și de multe ori chiar se întâmplă să pierzi. Adică... Da, chiar că te gândești la chestia asta. Bă, sincer, eu pe ăsta oricum n-am cum să-l bat. Da, sau cine știe ce. Plec acasă cu 2.000 de dolari, 3.000, 4.000, 5.000 de aici, așa n-am făcut mare lucru, așa? Da. Da, din păcate asta e poate fi ca un drog sau sunt sportivi care pică în chestia asta, sunt sportivi care merg singuri la turnee, nu au ghidaj, nu au un antrenor, nu au pe cineva cu maturitate să le spune, băi, e greșit ce se întâmplă sau e o capcană sau e... Intră în treaba asta și după puțin timp vedem că sunt suspendați sau că i-au prins sau că și-au ratat o carieră dintr-o prostie de genul ăsta care pe moment sună bine, știi, dar până la urmă dacă e să faci performanță, tot o faci, știi, adică tot cu 50.000 în plus sau în minus... Nu-ți garantează că o să faci performanță, știi? Probabil că așa cum se mai întâmplă, nu? Adică e o chestie care nu cred că... Bănuiesc că se întâmplă, da. Bănuiesc că se întâmplă pentru că chestia asta cu pariurile a luat amploare, adică... Da, tu... ce ai zis așa când ai fost abordat? Adică care a fost primul impuls așa? Băi, n-am. Deci eu am... Am fost un tip corect mereu și sunt, știi, și pentru mine a fost o chestie, adică nu-mi permiteam să fac așa ceva, știi, adică oricum eram la un nivel destul de înalt, aveam bani cât să-mi permit să mă susțin, câștigasem ceva, adică nu eram într-o situație în care, disperată, știi, că dacă ești într-o situație disperată, cine știe ce se întâmplă, știi? Sau cum vorbeam de tinerii aceștia care, nu știi, n-au acasă, nu le ajung, nu mai au ce să... pună pe masă, știi, și atunci poate zici, bă, o face omul. Dar eram într-o poziție bună, eram mulțumit și eram conștient că o chestie de asta poate să-ți rateze o carieră. Uite, am o școală de tenis, vorbesc cu copii, educ copii, adică
nu-i genul, nu sunt genul care să... Da, e ceva care se șterge foarte greu, dacă da, nu chiar nu se șterge deloc. Și probabil că trebuie să fii făcut pentru chestia asta, știi, adică... Deci nu am acceptat niciodată așa ceva, sunt mândru, pot să spun, de chestia asta, pentru că sunt tentații și poate vezi că alți colegi fac chestia asta sau auzi, mă rog, domnule, ăla... Da, apropo, adică probabil că... Fiind toată ziua în circuit, știai de unii și de alții care au acceptat astfel de propuneri. Nu știu, te uiți altfel la ei sau pur și simplu e alegerea fiecăruia și... E alegerea lor, știi? Adică îmi dădeam seama că își asumă un risc foarte mare, îmi dădeam seama că uneori, știi, poate erai puțin invidios, că zici, uite, bă, tu ai muncit acolo 3 meciuri, ai câștigat 5.000 de dolari. Și pleci cu 10.000. Da, și ăla vezi că pleacă din primul tur acasă, se duce și pe urmă așa. Dar, până la urmă, calea pe care am mers eu a fost mai, zic eu, mai sănătoasă, mai corectă și mi-aduce mult mai multă împlinire astăzi, în care pot să vorbesc cu sportivi, pot să am o academie, pot să am o viață frumoasă și fără acei bani. Avem și un tip de întrebări scurte. Asta scurt, da, nu, sau ce, ce preferi, jucător sau antrenor? Ce îți place mai mult? Jucător. Jucător. Ilie Năstase sau Ion Țiriac? Ilie Năstase. Basket sau un not? Să joc sau să... Să joci. Mă rog, basket, da. Basket. Da. Ai făcut basket, nu? Am făcut puțin, da. Ai avut vreo poreclă? Mai îmi spuneau, micuțul. Micuțul? Da, da, da. Da. Adică așa era antiporeclă, da, cum ar fi. Da, da. Și un viciu pe care îl ai sau pe care l-ai avut sau, nu știu, pe care ți-l accepti. Acum? Da. Nu știu, cafeaua, înainte când jucam. Asta nu e viciu, da, păi așa, păi dacă e viciu cafeaua. Înainte când jucam, nu mă lăsa antrenorul să beau, știi? Cafea? Da, că zicea, mă rog, pe vremurile alea, că domne, ok, te deshidratează dacă bei prea mult, știi? Și când am terminat cu tenis, m-am zis, bă, tată, gata, acum trag tare pe cafea, știi? Mă rog, nu, alte vicii așa nu... Na, nu știu. Pe final... Spune-mi, care e gândul tău cu academia? E clar, orice proiect care începe, apropo, te-ai gândit să o faci afară? Te-ai gândit vreo clipă să începi așa ceva în altă țară? Nu m-am gândit. Mi-am dorit mult să fac în România. Mi-am dorit să fac aici acasă. Știam că este nevoie de așa ceva. Știam că, în general, părinții în România au nevoie de un loc, de un mediu, de o structură unde să se ducă cu încredere. Adică știu experiența părinților mei care nu înțelegeau tenis. Și am, bă, ce antrenor să iau? Nu cunosc niciun antrenor. Care e bun, care e rău? Adică de unde să știi dacă nu te pricepi? Știi? Și am vrut să creez o structură acasă în care lucrurile să fie făcute ca lumea. Știi? Cum se face în afară, cum să găsești niște oameni profesioniști, să fie o echipă, să ai și pregătire fizică, să ai și un psiholog, să existe și un om care a jucat la cel mai înalt nivel și care poate să-ți arate drumul. Deci m-am gândit mereu că acasă aș vrea să o fac, știi? Și am zis, bă, am 35 de ani, hai să încerc 5-6 ani să văd dacă merge. Zic, dacă nu merge, ok, mă las și fac altceva. Dacă văd că merge, continui și o facem mai bună, mai mare sau mai... Deci după acești 5-6 ani ești mulțumit. În punctul ăsta ești, da, ești ok, ești mulțumit? De... Sunt mulțumit, da. Sunt mulțumit în primul rând că pot să ajut acei copii prin intermediul sponsorilor. Sunt copii care își creează un viitor, care au șansa să facă ori performanță, ori să aibă un rost în viață. Și faptul că sunt acolo și îi ajut în chestia asta. Știi? Adică pentru mine asta e o împlinire mare. Și ți-ai făcut un plan de viitor? Că e așa, trebuie să ai plan de viitor. Deci trebuie să ai plan de viitor, n-ai cum. Trebuie să ai pe 5 ani, pe 10 ani, ai un plan de viitor, adică știi unde vrei să ajungi cu academia sau care ar fi, nu știu, succesul suprem al unei astfel de academii, să iasă de la academia ta un
top 10? Eu aș porni și de la top 100 și aș zice că e să știu că am crescut un copil sau am descoperit un copil care l-am luat de la, nu știu, 5 ani, 8 ani, 10 ani în academie și a trecut prin toate etapele astea de formare și să ajungă undeva în top 100, în top 50, este un lucru incredibil. Da, asta pentru o academie ce ar însemna? Adică el oarecum aduce ceva în afară de reclamă și recunoștință și... Nu, adică na. Doar că se zice, uite domnule, a plecat de la Victor Hănescu și... Până la urmă e o mândrie personală, știi? Adică, ok, vrei să faci chestia asta ca să... Bun, îi ajuți pe mulți, dar vrei să ai și campion, nu? Adică vrei să ducă mai departe numele sau faptul că au crescut în această academie sau că au fost ghidați de mine și e frumos să vezi că au rezultate sau uite, Cezar Crețu a câștigat săptămâna trecută un turneu în Turcia de $15,000. Știi, o satisfacție să știi, băi, l-am luat pe omul ăsta aici, s-a antrenat, a primit tot ce a învățat, știe de la mine și uite, încep să se vadă rezultate, știi că e frumos. Ai încercat să ai vreo discuție cu Ion Țireac sau cu Ilie Năstase să nu neapărat să te ajute, poate să, nu știu, să faceți ceva împreună, să... Sau dacă tot ai această academie, o mână de ajutor mai ales din partea lor, nu cred că ar strica, nu? Păi normal că nu ar strica, adică sunt oameni care au făcut sportul ăsta, care au reușit să facă bani prin sportul ăsta, care au ajuns la un nivel foarte înalt și cred că ar putea să se uite în urmă și să ajute, știu eu, sportivii sau foștii sportivi care vor să dezvolte. Nici măcar, e vorba că ajuți copiii. Copiii, corect. E vorba că corect. Nu te ajută cineva pe tine. Corect. Că... Sau poate o bază mult mai bună, mult mai propice performanței în care să faci, nu știu, în afara orașului, o bază în care să ai și școală și toate condițiile și terenuri de hard și de zgură, știu, un complex sportiv în care să putem să facem mai departe lucrurile astea. E doar problema statului că nu s-a întâmplat așa ceva până acum? Nu știu, nu cred că doar a statului, adică nu știu, mă gândesc că poate și Țiriac, Năstase sau... Adică dacă nici noi nu avem niște oameni cu bani, sincer, adică să nu dai ceva înapoi, nu știu. Adică, na, nu știu, poate aici e tot vorba de mentalitate, adică în academie la mine avem, l-am pe Daniel Dineș, fondatorul UiPet, care a venit și ajută copiii și ne ajută și omul, ok, a făcut tenis în copilărie, dar a spus, bă, vreau să fac ceva pentru țară, să susțin un proiect mișto, să știu că ajung niște copii, adică știi, o mentalitate diferită, știi, de a ajuta și de a crește în urmă. Adică poate lucrurile astea ar trebui să se vadă mai mult de la vârfurile noastre care sunt acolo și sunt oameni care au făcut tenis. Eu personal asta m-am întrebat tot timpul, de ce nu există o academie uriașă de tenis Ion Țiriac sau Ion Țiriac și Ilie Năstase sau... Deci tot timpul m-am întrebat și nu mi-am găsit un răspuns. Păi poate îi invit la emisiune și... Cu cea mai mare plăcere. Și întrebarea asta că ar fi interesant, adică sunt oameni care știu tenis, au făcut tenis, au mâncat tenis pe pâine. Ar fi fost interesant, nu? Îți dai seama ce ar însemna, adică la nivel mondial, nu... Da. Victor, mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Pentru că ai acceptat invitația noastră. Îți doresc să descoperi un tenismen de top 10. Lasă cu top 100. Da, că top 100 o mai avea. Știi cum e? Adică hai să mai scoatem noi un top 100. Hai să facem ceva ca lumea. Hai să facem ceva serios, adică dacă tot... Exact. Multă baftă și stai că am vorbit numai de tenismeni. Ai și fete talentate? Mai puține, dar... Păi cum că uite, adică noi pe fete suntem știu, tari cumva, în ultima perioadă. Cumva, nu știu, spre mine au venit mai mult băieții la academie, dar sunt, adică nu, n-aș vrea să spun că nu avem. Avem și o fetiță foarte mică care a început tenisul cu noi, are acum 8 ani și mi se pare că este un talent foarte mare. Nu vreau
să o laud prea mult și n-aș da nume acum, dar e o fetiță care e posibil să fie special în viitor și să auzim niște rezultate remarcabile. Vorbeam mai devreme, fiul meu are 4 ani. Eu când să încep așa să-l ghidez către o rachetă de tenis? Că l-am întrebat, bă, îți place tenisul? Da, foarte mult. Te duc la tenis? Nu, la fotbal. Păi ce faci? Da. Eu cred că undeva în jurul vârstei de 5-6 ani poate să... Cam pe la 5-6 ani, așa ar fi... Să înceapă ușor cu rachete mici, rachete speciale pentru copii. E mai mult joacă, adică nu o să vină să învețe de la primele lecții tenisul care vedem la televizor, dar este o introducere în lumea tenisului. Mulțumesc mult! Încă o dată, multă, multă baftă, Victor! Dragilor, mulțumim că ați fost alături de noi la un podcast la alt nivel. Vă pup, vă aștept și data viitoare. Fiți sănătoși și fericiți! Că e cel mai important.